Acum mulți ani, chiar de 23 decembrie, probabil 1989, am fost cu câțiva colegi, prieteni de-ai mei, ce aproape terminam facultatea de litere, conform unei tradiții, să ne colindăm cei mai iubiți profesori sau profesorii modele sau profesorii altfel. Lista era lungă pentru că facultatea de filologie avea nume mari și valori. Dar pe această listă, în acest decembrie, a apărut și un nume nou, pentru că aveam un profesor nou, Liviu Papadima. Și i-am cerut permisiunea să venim la Colind. Nu întotdeauna toată lumea ne primea și, în orice caz, în perioada aceea apăruseră deja interdicțiile să nu mergem mai mult de 5 pe stradă și așa mai departe. În seara aceea am cunoscut-o și pe invitata din seara noastră de acum, Dana Papadima. Au trecut ceva ani, asta nu înseamnă că nu ne-am mai văzut, dar acea seară, din casa familiei Papadima, unde era și profesorul Ovidiu Papadima, pe care țin minte cum l-ai așezat și acum țin minte, cu grijă într-un fotoliu și i-ai explicat că sunt colindători de la litere, emoția noastră era foarte mare. Au trecut 30 de ani și am ținut foarte mult să fim o seară de ajun de ajun împreună. O să fac niște corecturi diabolice. Mi-aduc aminte perfect. Era miercuri, 20 decembrie. Da. Ați venit să ne colindați. Nu cântați voi pe trei voci. Că erați niște pe două sigur vă străduiați. Și noi aveam fețele căzute. Eram atât de marcați de ce auzisem la Europa Liberă, de toată zvonistica. La scurtă vreme după ce voi ați plecat a fost acea, nu știu, afișarea unor miniștri care condamnau, înfierau mișcările de la Timișoara, încât eram cu moralul sub pământ. Dar mi-aduc aminte de o chestie. Ați cântat, așa, n-a fost o atmosferă frenetică, pentru că toți aveam această încărcătură, și v-am condus până la poartă. Și la poartă, un băiat, nu mai știu cine, mi-a zis atâta. O să cadă. Da, eu știu cine. Da. Colegul meu, cred că Florin Davidescu era. Așa, da. Da. Și, și pentru noi a fost un act de curaj atunci, pentru că nu era simplu, nu vroiam să punem pe nimeni în nicio situație, nu era voie să facem ce am făcut, dar era forma noastră de prețuire și de iubire. Venind spre voi, pe jos, de la metrou, ne gândeam noi, dacă o fi și Ovidiu Papadima, și începusem să evocăm din cărți, folclorist, noi eram foarte mult cu zona asta de preocupare, de cercetare, de folclor. Și asta știu că îl mai întrebam la seminar și pe Liviu Papadima, fostul tău coleg de facultate și soțul de grupă. Tău, și de grupă, exact, să ne spună cum era, pentru că știam că Ovidiu Papadima fusese asistentul lui George Călinescu, lucrase la Gândirea, colaborator și Tudor Vianu, dar știam că făcuse și pușcărie. Niște ani, din 52, pușcărie grea. Cred că 4 ani, dar nu mi-aduc aminte. Până în 55, da, dacă mi-aduc bine aminte. Mm-hmm. Și ne gândeam dacă va fi și dânsul. Și-a fost. Și-a fost. Da, și-a fost. Așa este. Riscurile din seara de miercuri au fost unele. Seara de joi deja am intrat într-o altă fază a, nu știu cum, a comportamentului nostru nebunesc de riscant. Și eu și Liviu ne-am aflat în piața universității, fiecare în câte un colț, fiecare știa despre celălalt că e acasă. Fata noastră împlinea 5 ani,
Liviu a plecat în piața universității și m-a rugat foarte mult să rămân eu, că în caz că se întâmplă ceva, să avem grijă de copil. Eu nu l-am ascultat. Deci n-am știut unul de altul. Eu eram în zona Batiștei, la colț acolo, și el în partea cealaltă la Pescaru, împreună cu un alt fost coleg de-al vostru, cu Zoli Covaș de la Sarpanele Reți. Exact. Așa că ne-am mai întâlnit din când în când. Asta a fost aventura din seara aia. Filolog și el. Filolog da. Și el. Și nu ne pare rău. Dar a fost o altă fază. Datorită lucrului ăsta, suntem cumva astăzi împreună, datorită lui acest 89. Și știi, la actorie, în anul întâi, Sanda Manu făcea jocul ăsta foarte tare și nu numai, și Penciulescu, se numește așa, ce-ar fi dacă ar fi? Eu aș zice, ce-ar fi fost dacă n-ar fi fost? Da, că deci este un contrafactual exact mai subtil. Mai... da. Să spunem, absolventă de litere română-franceză între 1977 și 1983-1, venită din Brașov. O brașoveancă sportivă, aer puternic de munte, la București. Prima mea încercare de a ajunge la București a fost un eșec. Pentru că mi-am dorit foarte mult să fac liceul de coreografie. Am făcut balet vreo 10 ani, balet clasic. Și nu eram o lumină, dar eram bună. Mi-am dorit foarte mult să fac liceul ăsta. M-a adus mama la o probă. La București. La București. Era singurul liceu din țară. Da. Am dat această probă. Și mi s-a spus în felul următor, cu foarte multă onestitate. Ești prea înaltă ca să faci parte din corpul de balet. Pentru că pe vremea aceea erau numai balerine scunde. Era cu totul altă dimensiune a generațiilor. Ești prea, nu slabă, nu e suficient de strălucitoare ca să fii vreodată solistă. Poți să vii, o să intri la liceu, dar nu o să găsești locul. Și atunci... La liceu Unirea, din Brașov. Da, din Brașov. Și cum a venit povestea asta cu literele? Haotic. Păi, ce să spun, nu vreau să dau foarte mult din casa mea, din trecutele mele, dar nu am fost o elevă prea sârguincioasă. Tot ceea ce mergea de la sine era limba română și limba franceză. Și mergeau de la sine. Eram foarte bună. Eram o elevă turbulentă, dar luam olimpiada pe țară și țineam revista școlii. Și atunci eram un fel de rău necesar acolo. Nu știam deosebirea între facultatea de română franceză și cea de franceză română. Credeam că e aceeași facultate, deci credeam că e o simplă inversare. Și am vrut inițial să fac franceza pentru că în tot... De cursul relațiilor mele cu diversi profesori, singurul profesor care m-a influențat pe viață și mi-a fost un fel de mentor nedeclarat, este meditatoarea mea de franceză. Un personaj brașovean foarte colorat, nu știu dacă mai trăiește, o cheamă Miorița Barbu. De la ea am învățat, ea mi-a pus în mână cărțile fundamentale, am învățat ceva franceză și foarte multă cultură. Și am ajuns să-mi doresc să fac franceza. Am ajuns la română pentru că am inversat cele două facultăți. Deci, cum spuneam, debutul a fost haotic. Nu-mi pare rău, însă. Este una dintre cele mai frumoase facultăți imaginate. Chiar și acum. Chiar și acum mi-a plăcut. Da. Toată lumea are tendința ca să critique noile generații. Cum erau profesorii? Care au fost întâlnirile... Poate altfel, erați o gașcă mișto... Eram o gașcă foarte bună, se pare bun, că grupa noastră, exact. Am să numesc, pot să numesc da, pe câțiva? Da, sigur! Rodica Zafiu, Călin Mihăilescu, Ariadna Berbinski pe vremea aceea, da. Liviu Papadima și alții, dar a fost o grupă strălucitoare. Eu pe vremea aia eram mai degrabă frumușică decât deșteaptă. Ei erau foarte buni și așa... Profesorul care ne-a format foarte tare ca grup este un personaj mai puțin
intrat în sfera asta a producătorilor de literatură de specialitate pentru că nu a iubit să scrie. Alexandru Sincu. Ca și Gigi Frâncu, ca și Mihai deci Marta. Este, da, e o anumită structură, da, e o anumită structură de personalitate. Seminariști străluciți, oameni, cum să spun, care ar fi putut să facă 10 de doctorate și nu și l-au izbutit pe al lor. Oameni care au foarte multe blocaje sau un anumit tip de blocaje în a scrie, în a-și furniza, nu, culturii produse. În schimb, sunt scânteietori. Știu mai multe lucruri decât cei care țin cursuri. Unul de felul ăsta era și profesorul Sincu, care a împlinit anul ăsta 80 de ani. Cu el am intrat într-un grup de, numit grupul GRUP, Grupul Român de Poetică, și am început să ne jucăm cu poetica, cu stilistica, și pot să mai spun încă, Mircea Cărtărescu a făcut parte din acest grup. Și întâlnirile de la acest grup, am primit o sală, îți imaginezi, Marina, o sală, da, care era sala noastră, cu cheie, care avea... În facultate? În facultate, da. Cred că era la etajul 3, da. Am uitat cum se chema sala și acolo ne întâlneam săptămânal și discutam. Și Sincu era un, cum se cheamă, un terapeut al maieuticii, învârtea logica pe o parte și pe alta, contrazicea evidența, evidenția ceea ce nu se putea vedea, scotea din noi, deci a fost o foarte multă chimie din asta intelectuală și productivă în cele din urmă, pentru că o mare parte dintre noi și-au dat lucrările de diplomă pe subiectele pe care le-am tot scotocit pe vremea grupului lui Sincu. A mai fost o tabără foarte interesantă. După primul an de facultate am fost duși. Am plecat ca grup de cercetare într-o tabără de copii care studiau fotografia la Cozia. Și acolo s-a lucrat foarte mult, s-a și băut. Așa, s-a lucrat... Era o boemă, totuși. În zona asta a receptării poeziei. Și s-au inițiat niște teste, nu s-au, ci oamenii de bază, în primul rând Călin Liviu, Mircea Cărtărescu, Rodica, au lucrat la o baterie de teste cu care eu încă mai lucrez cu elevii mei. Da? Teste de receptare a poeziei, teste de înțelegere a textului, texte de lectură, cum lecturezi un text după ce îl înțelegi. Și tot felul de lucruri. Foarte mult ne-a interesat povestea cu metafora și, mă rog, imaginarul poetic. Lucrurile astea au făcut ca din acest grup să se întâmple prietenii, logodne, căsătorii și așa mai departe, și o viață universitară foarte plină. Urma o cădere pe pământ. Sub pământ. Și sub pământ, pe partiția. Da. Cum ai ajuns în județul Covasna? În județul Covasna. Nu mai țin minte satul, mi-ai spus odată. Dar n-are nicio importanță. Anul în care am absolvit, nu? A fost anul în care s-au închis orașele mari. Da. Adică, pe scurt, nimic. Cred că cel mai mare oraș era Onești sau ceva de genul ăsta. Poate era și Bacău. Cei care aveau acele 50 de puncte pentru activitate politică reușeau să, cum se cheamă, să le ia posturile unora cu medii mari. Mai erau și căsătoriile, mai erau și apropiile de domiciliu. Eu tot ce am râvnit a fost să fiu cât mai aproape de Brașov. Pe vremea aceea nu aveam niciun gând să vin în București. Și, nu. Și am luat cu o medie bunișoară satul Cernatul de Sus. Din județul Covasna, aflat la 50 de kilometri de Brașov. Pe șosea națională era foarte important. Știu. Să nu mergi cu căruța, să nu faci autostopul, să faci naveta nu știu pe unde. Deci era foarte bine că era pe șoseaua națională Brașov-Bacău. Și am ajuns în prima zi, pe 1 septembrie, cu mama. Da? Cu mama acolo, la șosea, am întrebat unde e școala. Oamenii săraci nu vorbeau română. Că nu aveau de ce. Era o enclavă secuiască, n-au știut să-mi spună unde e școala și unde sunt. De fapt, eram la Cernatul de Sus, la 4 km de șosea, într-o școală mică, într-o clădire veche, unde urma să predau româna și franceza. La clasele 5-8. Da, la clasele 5-8.
Nu erau taxiuri, am mers pe jos până la primărie sau ceva de genul, să spun că eu sunt repartizată acolo. Și acolo am stat 3 ani. M-am și plâns foarte mult, am și învățat maghiara, am uitat-o între timp și am dat de o comunitate de oameni foarte de treabă, foarte harnici, foarte calzi. Eu eram exotică pentru ei. Ai rămas așa până astăzi? Da. Eram exotică pentru că eram, nu știu, foarte slabă, blondă, tânără și româncă. Și mi se spunea românca. Fără niciun fel de peiorativ. Absolut. Eram ca și cum ar fi venit din Papua Noua Guinee. Și am reușit între timp să-mi fac și treaba, să predau și română, să am și elevi care au luat examenul ce era pe vremea aceea de capacitate sau cum îi spunea. De admitere. Da, de admitere, să facă și facultăți nu de română, să-și dea seama că e bine să știe limba statului, nu din motive patriotare, deci pentru că vor ajunge la Cluj sau Târgu Mureș și au nevoie de limba asta, și că lucrurile astea se pot face cu, cum să spun, cu puțin efort, dar având în față scopul, funcționalitatea acestei chestii. Și am ajuns să stau 3 ani și cred că aș mai fi stat dacă nu mă măritam, așa, pentru că m-am simțit foarte iubită, apreciată și respectată. În satul acela, bătrânii satului spuneau Ionopot Chivanoc, Ton Arneni, da? Doamna profesoară, ei te salutau și te simțeai onorat. Da. Așa că... Și ai venit la București învățătoare. Da. Pentru că nu era loc de suplinitor. Nu, pentru știu că nu ce, era nimic. Nu puteam visa la a fi profesoară de limba română și nici nu-mi doream. Habar n-aveam ce e asta. Deci nu știu ce doream să fiu, dar nu profesoară. Mi-a fost întotdeauna frică de meseria asta. Totul a plecat din facultate, când, dacă mai ții minte, făceam acele ore de pedagogie, da, care erau poartea pasiunii. Da, noi eram omorât. Da, noi eram în lumea noastră cu profesorii noștri și mai ales asistenții noștri de seminari, cu care mai mergeam și la câte o bere, mai lungeam o discuție spre noapte și au venit niște un stol de uli, așa, niște pedagogi, nu știu, metodiști, care să ne ia și să ne ducă să predăm nu știu pe unde, să facem practică pedagogică. Exact. Fără să știm o secundă despre teorie pedagogică, despre metodică, despre metodica predării și didactica limbii române. Despre comunicare. Deci am fost parașutați în niște școli din București. Eu nu m-am făcut de râs. Am crezut că pe viață, pentru că n-am știut ce să fac cu copiii ei, am săreau în cap, nu știam să predau gramatică, am avut niște ore de un penibil total și am zis că nu e de mine povestea asta. Dar trebuie să trăim. Am trăit foarte mult din meditații, am câștigat foarte bine din meditații și trebuia un job de zi cu zi, care a fost să fie învățătoare și mi s-a părut că am învățat foarte mult ca învățătoare. Și este o profesie demnă de tot respectul. Cea mai grea. Să lucrezi cu copii mici, să-i formezi, să reușești să le imprimi o rutină, să-i înveți, să-i faci autonomi, să-i educi, să comunici cu părinții. E foarte greu. Clasa 1, un coșmar. Da. Un elogiu pentru adevărații dascăli. Pentru profesori, da. Pentru profesori, da. Și mie mi-a fost omorât această... creativitate, da, curiozitate. Da, da. Aproape mi s-a părut că am fost deposedată de ceva ce aș fi putut să am. Bunica mea fusese profesor universitar la litere, absolvent de litere și filozofie și cumva având modelul ei, așa am ajuns și eu prin multe ocolișuri la această facultate. Dar complet debusolată am fost de aceste anomalii de cursuri, de limbaj. Noi veneam totuși... De profesorii vorbeau... Văzcos, nu știu, de, care... Da. Un lemn pe care nu-l decodam. Și atunci am hotărât că eu n-am să fiu niciodată profesoară, învățătoare nici atât. Și știu că părinții mei strângeau bani să plătească la sfârșitul facultății studiile, pentru că le-am spus că nu o să mă prezint la niciun post de așa ceva. Uh-huh.
Între timp a apărut radio, am făcut practica acolo. Dar și tu după 90 ai lăsat puțin lucrurile astea, ai făcut cercetare. Le-am lăsat mult de tot. Mult. Te-ai dus la Academie, știu că ai coordonat acolo împreună cu Mioara Avram. Ea a coordonat. Eu eram, bun, iată, asistent de cercetare. Asistent de cercetare. Da, da, și da. Știu că ați... Te-am mai întrebat odată, mi s-a părut extraordinar, a scos primele abecedare din Transilvania, asta, din Imperiul Austro-Ungar. Uite că mi-aduce aminte. Asta a fost, ca să zic așa, subiectul unei burse de cercetare pe care am primit-o de la statul austriac. La Viena. La Viena. Liviu era lector pe vremea aceea. Da, 92-94, cam așa. Așa ceva. Și am trăit 2 ani la Viena, fiind bursiera statului austriac, pe acest subiect, la care am făcut cercetare și în cele din urmă am izbândit o lucrare ternă, nu putea să fie foarte spectaculoasă, dar am citit foarte multă literatură și multe abecedare și multe cărți de citire în vremea aceea, fără să, de altfel, să ne, că perioada noastră la Viena, fiind și foarte tineri și cu copilul alături și fără bani, dar cu foarte multă curiozitate, a fost una dintre cele mai frumoase din viață. Da. Atunci și acolo am lucrat la abecedare. A spus o plăcuță, Titu Maiorescu. Cred că a pus-o ambasada sau nu, nu știu cine. Nu, inițiativa știu că a fost a voastră. Pe bune? Da. O fi fost a lui Liviu, cine știe. Da. Și mare, erați foarte... Mare admirator a exact. Liceului pe care la care a studiat Titu Maiorescu, Terezia, nu cred. Și acolo ați a spus și erați foarte... Uite, mândri, minte, vezi, da. Complementaritate. Dar el și-a dorit foarte mult când a mai fost odată cu fata noastră în jurul anilor 2000 pentru un an să o înscrie la liceul ăsta. Un liceu de prestigiu și directorul de acolo a fost foarte ferm și foarte fer cu Liviu și a spus, ok, e un liceu bun, dar unde locuiți voi? Păi locuim acolo și acolo. Și pui fata asta să schimbe 3 tramvaie ca să ajungă la Terezian, mă aveți piaristă în gimnazium sau cum îi spunea, la 2 pași, care este la fel de bun ca Terezianul. Și într-adevăr, deci a fost apropo de bursa liceelor bune și a școlilor și grădinițelor și de a tradițiilor. Și a, da, Terezianul nu era chiar de fițe. Deci față de ce se întâmplă în București cu toată această competiție, cu toată această alergătură, crocoteală, cu schimbatul buletinului, cu toate astea ca să ajungă la o școală de fițe, în Viena totul era foarte firesc. Școala de lângă tine nu poate să fie mult mai proastă decât școala din centru, pentru că încercăm să lucrăm, să aplatizăm lucrurile în sensul bun, așa, adică să le ridicăm la un nivel acceptabil și liceul de lângă biserica din colț e la fel de bun ca Terezenia. Și a fost foarte bun. Da. Da, continuă, distanța rămâne între Imperiu și restul lumii. Da. Tot timpul ai fost, așa cum te-am perceput eu, un fel de hipioată, sportivă, schioare, înot, aer liber, muzică, numai despre Beatles, cât am vorbit odată la niște beri. Eminem, știi tot, ești foarte Queen, Prince, Jazzy J. Tot. Ești o hipioată? Ai fost hipioată sau? Păi, mi-aș fi dorit foarte mult. Nu, mi-aș fi dorit foarte mult în liceu, da, dar noi nu știam nici de Stupstock, de Woodstock, nu știam de Flower Power pe aici, pe acolo. Mi-aș fi dorit foarte mult, dar pe de altă parte mă felicit că n-am ajuns atât, da? Pentru că nu mulți au sfârșit-o bine din această generație boemă. Cel mai bine de caracterizează pe mine și pe Liviu fata noastră. Se pare că în, nu știu, sociologie sau în jurnalistică există un termen, sper să nu mă înșel acum, se cheamă bubo. Da. Bubo vine din franceză și înseamnă la bourgeoisie bohème. Ăștia suntem noi. Da. Da? Adică mergem cu cortul pe plajă și punem cortul într-o plajă, pe o plajă pustie sau, nu știu, mergem la o cabană în fundul pământului, dar nu mai mult de 3 zile. Pentru că ne lipsesc condițiile.
Da? Deci vă materizați prin antiparos, mergem paros. Mergem în o insulă la capătul pământului, chiar la capătul pământului, și mergem prin junglă acolo, prin mocirlă, dar seara trebuie să avem un acoperiș curat. Nu neapărat luxos, dar să fie curat. Da? Deci asta este amestecul pe care l-a evocat fiică-mea și cred că suntem niște bourgeois bohème. În orice caz, ați cultivat chestia asta, să zicem, cu rigoare. Cu perseverență. Unui cu perseverență, da? Și rămână să devenim... Adică, mi-aduc aminte de foarte multe filme cu 68-ti din ăștia, care până la urmă ajung de un ridicol dulceag, în timp ce generațiile următoare sunt mult mai, nu știu, împământenite spre succes, spre performanță, cariere, spre rezultate, spre cutare. Lucrurile nu se exclud. Ei, dacă ți ies și unele și altele și reușești să fii împăcat, și e și asta o soluție. Dorința asta de cunoaștere, de călătorie, de popasuri în diferite culturi, în diferite locuri, a alimentat nu doar boemia, dar setea asta, probabil, în care am fost aruncați. Da, am fost lipsiți atâta vreme de lucrurile astea. Nu știu dacă tu știi, eu până în 91 nu am trecut granița nici măcar până la ruse. Am fi putut, dar nu m-a interesat. Aș fi vrut să merg direct în Paris. Și în 91 am mers cu trenul la Viena, pentru că Liviu avea deja niște prieteni acolo. Și Viena asta. Viena, da. Și am avut mare noroc că am poposit 3 zile în Budapesta. Era în 91 și am stat la un prieten de-al nostru, arhitect, un fost coleg de bursă de-al lui Liviu de la Viena. Și am reușit să facem față, printr-un noroc formidabil, șocului Occidentului, mărfurilor, culorilor exact. Miresmelor din magazinele, din parfumerii. Pentru că acolo erau deja supermarketuri, era deja Ikea. Ne plimbam prin supermarketurile care erau acolo ca prin muzeu. Nu pentru că n-am fi avut bani, pentru că nu știam ce sunt toate lucrurile astea. Da? Și atunci Viena n-a fost un șoc foarte puternic, dar a avut ceva ridicol. Prietenii noștri la care stăteam în Viena râdeau de noi în continuu, pentru că nu făceam altceva decât să bem sticle întregi de cola și să mâncăm chipsuri. Occidentul. Welcome. Asta a fost Occidentul pentru noi. După care te-ai băgat la o chestiune pentru care și eu ca mamă ți-am mulțumit la un moment dat. Pentru manuale? Da. Da. Ăsta a fost, cum ai sărit imediat, da. Ăsta a fost, cred, un moment de mare cotitură și cred că și tipul tău de rezistență, echipa, și tot timpul îmi spui echipă, și așa este, cu care ați lucrat, ai lucrat la Humanitas Educațional ani de zile. Cred că vreo 10, 11, 12, nici eu nu știu mulți cât să fondez această instituție. Într-o vreme a pionieratului total. Deci pionieratul era total. Ce era pe vremea aia pentru copii ăștia? Era o singură editură monolit, da? Cu un singur manual pe disciplină, care toate erau cum erau, triste, ponosite, informația era unică, nu era loc de întors prin niciun fel de puncte de vedere alternative și s-a creat această posibilitate prin proiectul Băncii Mondiale, care a acordat statului român un împrumut foarte avantajos să democratizeze piața de manuale, cu toate tot ce a însemnat după asta, turbulențe, opoziție, revoltă. Da, eram înfierați mai rău și decât... Foarte multă, foarte multă reticență, foarte multă și mult recul, pentru că profesorii, deși puteau să apeleze la aceste manuale la un moment dat, a fost o rezistență destul de mare, dar de multe ori încurajată de alte mărimi de ale lor. Până la urmă lucrurile s-au întâmplat în atâția ani, s-au normalizat, dar au fost niște ani revoluționari în care eram chemată la televiziune și înfierată, pentru că îmi permiteam să spun că e normal ca editorii să nu piardă bani în această întreprindere, nu să câștige, să nu piardă bani, da? Ce a rămas până la urmă? A rămas bucuria că câteva din manualele scoase la
la această editură au rămas istorice. Câteva dintre echipele de autori sunt în viață și acum, ca să zic așa, și scot în continuare manuale foarte bune. Și cam am însemnat un punct în această istorie a cărții școlare din România. Și a unui tip de educație. Și a unui tip de educație în care există alternativă, există mai multe voci, există o programă școlară interpretabilă de către diversi autori, dar nu știam nimic. Deci nu știam nimic. În 96, când am intrat în acest proiect, eu, în afară de niște vagi noțiuni de editare, de redactare, pardon, nu știam ce e marketing, ce sunt vânzările, ce este un portofoliu. Care ți se pare că a fost, să zicem, punctul, sau prin ce crezi că unul dintre manuale simți că a făcut o mutație? Limba română. Limba română. Și limba Absolut. Franceză și istoria, dar nu. Limba română și echipa asta care a lucrat din clasa Extra. Din 96 până acum, ei sunt în continuare productivi, da? S-au mutat la altă editură, dar sunt în continuare pe baricade, pe metereze. Echipa pentru gimnaziu, echipa pentru liceu. Gândește-te cine face parte din echipa pentru liceu. Lăsând la o parte soțul meu, da? Florentina Sâmihăian, cel mai mare didactician de limba română, da? Rodica Zafiu, scriitoarea Ioana Pârvulescu. Ce putem să vrem mai mult? Oameni care au foarte multă practică. Sigur. Da, care nu văd de la înălțimea catedrei universitare cum se predă. Schimbă perspectiva mereu și asta... Manuale jucăușe, manuale care au schimbat paradigma de învățare. Oare mai este... Mai este o șansă, te întreb și eu după atâția zeci de ani, deși copilul meu e mare. O șansă în ce sau la ce, Marina? La educație, la alt fel. Macro nu pot să spun. Nu pot să spun. Poate că eram mai curajoasă acum 15 ani să spun că, uite, parcă ar fi bine să fie așa, sau uite, să existe, nu știu, un soi de viziune în care să se elaboreze un plan cadru, după care să se ducă mai departe în cascadă cu pregătirea profesorilor. Nu pot să-ți mai spun acum decât de la firul ierbii. Există posibilitatea ca în timp lucrurile să se transforme în bine, sunt insule, de calitate, chiar de excelență, în țara asta, nu neapărat în sistemul privat de învățământ în care fac parte, și în domeniul public. Sunt ONG-uri foarte bune care lucrează în domeniu. În această insularitate se pot coagula niște practici bune, niște modele. Adică poate să vină cât un... Da. A venit cât un prospero care l-a luat pe caliban. Exact. Și... Dar la nivelul sistemului, al viziunii despre de țară, dăm voie să fi pierdut speranța de multișor. Știu că pe Liviu Papadima, dacă cineva îl întreba ce vrea să te faci, el spunea personaj. Ce drăguț! Te-ai gândit vreodată ce ai vrea să fii? Ce aș fi vrut să fiu? Ce ai fi vrut? Dansatoare, normal. Bun. A rămas probabil ceva din lucrul ăsta, dansând, petrecând, ascultând muzică. Toată povestea cu Stufstock, care a început în 2003 și s-a părut tuturor o nebunie, dar pe urmă stăteam, nu, dar e necesar, dar mai uite vama totuși, da. Numai e ce a fost. Numai e ce a fost, dar nici nu mai știam exact în comparație cu ce. În orice caz au fost ani în care voi, prin Salvați Vama Veche, ați încercat. Ați încercat. Da. Am să spun și ce am reușit, Marina. Ce ați acum, reușit? Hai să nu ne împroșcăm așa. Nu. Câteodată am accese de supărare, de mânie. Acest grup s-a constituit din mânie. Și de foarte multe ori mânia e productivă. Vezi manifestările de acum câțiva ani din Piața Victoriei. Mânia care a fost în seara când s-a dat ordonanța 13. Da? Deci mânia duce la lucruri. Productive. Da, s-a produs ceva, da. A produs ceva, s-au mutat niște lucruri. Așa am zis și cu Piața Universității.
A fost o mare supărare pentru că un scos corturile de pe plajă, era un ministru care avea cu totul altă imagine despre... Acum sunt mașini pe da, plajă. Mașini, beton, în fine. Și ne-am supărat. Și împreună cu niște prieteni vechi și unii care au devenit atunci prieteni, am constituit această mișcare. În capul nostru nu era nimic. De unde să știe o editoare, un profesor universitar, un agent literar, da, un banchier și un, nu știu, șef de firmă, ce este un festival rock? Am vrut să facem un festival de protest împotriva acestei stricări a vămii. Noi având un scop absolut personal. Ni s-au scos corturile pe plajă. Da? Noi suntem oameni care mergem cu cortul pe plajă din liceu, de la 2 mai. Și nu știam nimic. Bine, eu muzică și alții muzică am ascultat din liceu. Adică... A, atunci ai început să cauți... Trupe. Trupe, trupe underground. Da, nu știam... Atunci l-ai cunoscut pe Voicu? Radescu? Cam, adică în perioada chiar înainte, asta cu... Chiar înainte, uh-huh. Pentru că am fost mult la teatru La Green, la Green. Da, uh-huh. Îl știam. Și el a fost oarecum prietenește băgat în treaba asta, dar nu cu nume și prenume. Hai să facem un festival de protest. N-aveam bani, n-aveam niciun fel de publicitate. Cine ce știa despre muzica românească? Eu știam sincer atât. Știam de Vama Veche, pentru că Tudor Chirilă m-a ajutat într-un moment nu personal, profesional, cu extraordinar de multă generozitate. Am fost la debutul lor cu tatăl lui Tudor. Da. Deci, și am rămas pe timp în viață. Chirilă, cu Tudor. După Iluzia Comică, după. Așa. A fost așa. Debutul lui cu Vama Veche. Deci știam de Vama Veche și de ce mai știam? De încă vreo 2-3 trupe, pentru că era Atomic TV și mai știam ce-i cum. Dar mai departe nu ascultam muzică românească. Chiar nu știam. Și unii care nu mi-au plăcut niciodată. Iris, nu. Așa. L-am sunat pe Tudor, zic, măi, te alături în protestul ăsta, dar vezi că n-avem bani, că o să cânți pro domo. Da, sigur că da, interesant, nu știu ce. Și după aia fiecare a mai sunat pe câte unul și așa s-a făcut prima ediție din Stupstop. Ați rezistat 6, nu? Salvaza da. Veche din 2003, cred că până în 2008. Uh-huh. Cred că asta a fost ultimul an. Da, cred că până în 2008. Exact. Am rezistat în sensul că nu suntem niște profesioniști. Am lucrat cu profesioniști, inclusiv cu TVR-ul am avut parteneriat câțiva ani. Am lucrat cu o vreme în parteneriat cu Trustul Cațavencu. Am avut sponsori. Câțiva dintre prietenii mei au fost foarte pricepuți în a face rost de finanțări. Am avut pierderi. Am avut... veri întregi în care, în loc să ne vedem de concediile noastre, am stat și am organizat povestea asta. Au rămas niște amintiri și, pentru mine cel puțin, niște prietenii pe viață și cu cei care am constituit grupul Salvază-mă Veche și festivalul, dar și cu mulți artiști pe viață. În continuare, mergi, vezi teatru, concerte, ești foarte, foarte activă. Aș spune destul de atipică și, apropo, n-ai devenit dansatoare, balerină, dans contemporan și toată mișcarea asta care este una foarte puternică și valoroasă în lume și la noi, cu multe registre, dar era să nu fii profesoară și ai fost, ai făcut manuale excepționale pentru profesori. Ce mi se pare mie... Și de ce am vrut foarte mult să fim astăzi împreună, că spiritul tău de om liber s-a pus mereu, știi, ca în lampa lui Aladin, uh-huh. Când iese în foarte multe lămpi, de unde energii au încărcat pe alții și pe alții și pe alții și până la urmă tot profesoara ai ajuns. Ai creat un sistem, țin minte, acum mulți ani când... începusei cu o grădiniță, erai foarte preocupată de ce oameni să vină, poate să cânte, să învețe copiii și chitară, poate și pian, vorbeai cu foarte multă... Da, Maria, ești foarte drăguță că ai găsit o notă comună și anume libertatea sau curiozitatea. Sau așa.
Uite, recunosc că nu m-am gândit niciodată la aceste intersecții. Mă și gândeam, zic, ce onoare pentru mine că sunt musafira ta în această seară, pentru că dacă mă gândesc bine, nu știu ce aș scrie sub numele meu. Odată m-au pus unii la o televiziune expert în educație. Doamne, m-am simțit atât de impostoare. Care expert? Eu nu am cărți. Nici doctorat nu am. Nici măcar grade didactice. Care expert, care educație? Singurul avantaj este, din păcate, vârsta, din păcate, experiența, din păcate, faptul că sunt atâtea intersecții, dar prin care treci și neliniștea și toate astea, și întâmplarea. Nu zic norocul, pentru că nu pot să cred că ce este în spate este numai noroc, dar întâmplare, așa, și probabil, dacă e ceva să zic de bine despre mine, este capacitatea de a relaționa bine cu oamenii. Cred că asta da. Cred că asta da. Crezi că neliniștea ta și deschiderea și tipul ăsta de energie contaminantă și de farmec și de conținut cumva se încarcă și prin contactul tău cu tinerii, cu cei tineri și copii, foarte tineri, cu copii, da. De multe ori, sau tu alegi, cel puțin așa știam, din ce îmi spuneai, profesorii, deci ai flair, ai intuiție, mult de ai făcut octitorie. Da, da, acum mulți ani, când beam acele beri cu Catrinel, într-un moment complicat, ai spus, foarte tare mi-ar plăcea să fac o școală într-o pădure. Da. Asta am și făcut. Într-o pădure? Da. Da, să fie aer, să fie spațiu, să fie loc, să fie altfel. Uh-huh. Și cred că... Cu puțin noroc asta am și făcut. Nu singură, Doamne ferește. Dar avem o școală lângă o pădure, cu mult spațiu, cu mult aer și cu mulți copii. Îmi place... la nebunie să relaționez cu copiii. Nu cred că aș mai putea să predau la clasele mici. Este o magie ce se întâmplă acolo. Lucrez foarte bine cu elevii de liceu, cu totul, chiar mai bine decât cu studenții. Într-o camaraderie, o căldură, o, nu știu, o și emulație. Un respect reciproc. Gândește-te, da, nu o lua ca pe o laudă, ia-o ca pe o întâmplare. Am clasa 12-a la un liceu care este un liceu de tip Cambridge. Deci un liceu care are curiculă Cambridge și care, în care se fac discipline de examen Cambridge și care îi trimite pe copii, când zic trimite, zic le dă aripi, așa, în tot felul de locuri de studii universitare din lume. Și copiii ăștia fac română. De ce? Bine, nu fac 4 ore pe săptămână, că n-au timp. Fac o oră pe săptămână cu mine și nu sunt obligat să o facă. Și probabil că imediat nici nu le servește la mare lucru, pentru că nu se pune. Română nu e subiect de examen la liceu Cambridge. Comunicarea cu clasa mea, ce facem împreună, ce, nu știu, ce le reușesc eu să le înzestrez, ce iau de la ei... este pentru mine un prilej de bucurie constantă. Da. Și sunt tineri de 18 ani. Ce poveste ai citit de ajun? O să te mir. N-aș citi ceva subiect biblic, deși Biblia este una dintre cele mai izbutite cărți din lume. Cred că aș citi ceva din Apolodor. Probabil că Gelu și Ligia ar fi, da. De ce spun asta? Pentru mine Apolodor are o însemnătate personală mare. M-am prietenit cu Ligia Naum și am fost prietene până în anul în care n-am mai fost. Am reușit să obțin, dar nu n-a fost o chestie interesată, dreptul de a edita pe Apolodor după 10 de ani, când nu a fost editat. Amândouă cărțile. Cartea a doua la lui Apolodor a fost
ilustrat, a păsat ilustrațiile originale ale lui Celu, recondiționate în editură, rescanate, recolorate, în fine. Pentru prima carte cu Apolodor am făcut un concurs de ilustratori la Facultatea de Arte și a câștigat un băiat foarte talentat. Între timp, dreptul de a-l edita pe Apolodor a obținut mai multe edituri, ceea ce e foarte bine. Și Apolodor, prima carte, e o carte formativă. Da? Este o inițiere, o călătorie. E o inițiere, o călătorie. Da? Și un tip de aparține, de identitate. Exact. Așa că aș citi Apolodor.